Altfel, în Liga 2 asta mai calificată în play-off, dar nu poate promova. N-am înțeles din ce cauză, nu știu ce se întâmplă. Dacă, nu, adică, nu, încă nu știu. Bănuiesc că totuși, din punctul meu de vedere, echipa FCSB este avantajată de cineva din minister, ca Steaua, echipa mea de suflet, ca să spun, și a suporterilor și Steaua, care a făcut cea mare performanță și care are palmaresul deocamdată și se numește Steaua, să nu promoveze în Liga 1. Pentru că atunci, dacă ar promova, atunci și-au dat seama cei de la UEFA, de la FIFA, cine este exact adevărata Steaua, care și-a făcut Cupa Campionilor, că văd că și pe jucătorii de la FCSB. Săracii de ei, cred că de aia nu știu, că știu că ei nu știu. Îi spun că joacă la Steaua. Nu, nu are cum să joace la Steaua. Deocamdată... Domnule Tudorescu, că alături de noi sunt Florin Gardoș și Bănel Nicoliță. Bună ziua! Cine? Bănel Nicoliță și Florin Gardoș. Bună ziua! Da, salut, foarte bine! Bună ziua! Păi, pe mine n-are cine să mă contrazică decât faptele și ceea ce e scris. Deocamdată este scris Steaua, echipa de Liga 2, este câștigătoarea Cupa Campionilor, are culorile și stema. Deci, FCSB-ul, într-adevăr, e o echipă de Liga 1, dar nu are cum să fie și nu va fi niciodată FCSB-ul câștigătoarea Cupei Campionilor. Dumneavoastră credeți că nu e lăsată Steaua să promoveze în Liga 1? Exact. De cei de la FCSB, cumva? Nu, de ce de la FCSB? De oameni din anturajul celor de la FCSB care vor să ajute ca această echipă să nu ajungă în Liga 1, pentru că dacă ajunge Steaua în Liga 1 și FCSB-ul în Liga 1, vă dați seama ce se întâmplă la UEFA. Se va descoperi faptul că am înțeles, am văzut prin ziare că ei au luat niște bani datorită performanței echipei Steaua, adică că au câștigat Cupa Campionilor. Se va dovedi cine este adevărată câștigătoarea Cupei Campionilor, cea care a făcut o performanță cu Supercupa Europei. Și atunci nu va fi bine nici pentru fotbalul românesc. Eu cred că cei de la federație ar fi trebuit să intervină primii în conflictul ăsta, să anunțe oficialitățile de la Ciuri, în fotbal, ce se întâmplă și care e realitatea. Deocamdată, ca să spunem așa. Da, la noi e bine ca să fie legile să aibă mai multe înțelesuri și fiecare să profite după propriul interes. Ca să interpretează încheia personală fiecare. Exact. De ce, totuși, de ce, permit să vă întreb acest lucru, de ce credeți că nu e plină Ghencea când joacă Steaua? Adică sunt puțini suporteri la meciuri. Aveți dreptate. Dar orele de disputare mai meciurilor ni se pare pentru televiziuni probabil avantajoase, dar pentru suporteri și nu prea avantajoase, și faptul că de 2 ani de zile, deci al doilea an, mă repet, nu s-a făcut nimic ca echipa aceasta să intre în Liga 1, deja pe noi foștii suporteri noi am vrut să punem și sunt convins dacă ne vom implica, dacă echipa va intra în Liga 1, alături de noi vor veni, cum de fapt au fost și mai mulți jucători contactați de oameni cu putere, cu bani, că vor să participe, dar această delăsare, ca să zic așa, din partea ministerului, dar în armată, știți cum e? Dacă comandul clubului spune a primit ordin de la ministrul nu știu care, sau de la șeful cu tare, nimeni nu poate ști dacă a primit, dacă nu a primit, că nimeni nu merge să-l întrebe. Adică nu, că... nimeni nu se duce la ministrul Tâlvar, Angel Tâlvar, să-l întrebe? Nu, dat ordin să... Da, rămâne așa. Și atunci eu o necunoscută tot timpul, și o necunoscută, din punctul meu de vedere, dureroasă pentru noi, cei care am făcut performanță și care am pierdut tinerețea, ca să spun așa, pe stadionul din Ghencea, să vezi că această echipă nu poate să intre în Liga 1, nu este ajutată de cei de la minister, pentru că era foarte simplu să găsești un partener care să preia totul și echipa să intre în Liga 1. Deci anul trecut am înțeles. Anul ăsta, deja, din punctul meu de vedere, e prea, poate prea la ușă, e prea clar că se întâmplă ceva ca echipa aceasta să nu fie
lăsată. Și sunt convins că și anul viitor tot așa se va întâmpla, pentru că nu se poate. Mă întorc puțin rămân la Liga 1 și mă uitam pe clasamentul golgheterilor. Apropo de știrea de ieri, Ali Bek și-a prelungit contractul cu Farul Constanța. Mai identificăm, domnule Tudorel Stoica, vreun atacant așa în Liga 1 care să facă furor și la națională? Pentru că avem Dugangici, avem Companio, sunt străini. Da, din păcate și faptul acesta că în campionatul nostru sunt mulți străini de valoare mediocre, ca să zic așa, și joacă titular. Aceasta afectează și valoarea fotbalului românesc, dar în primul rând rezultatele echipei naționale, pentru că o să trebuiască să apelăm la jucători care sunt în străinătate, care unii nu joacă, dar sunt acolo. Și atunci n-ai cum să vii la echipa națională, unde n-ai cum să te pregătești pentru un meci decât numai dacă ești foarte bine pregătit, că nici antrenorul n-are timp în câteva zile să crede relații de joc și dacă ar fi așa ușor, toate echipele naționale ar avea rezultate extraordinare. Dar... Da, deci ei oricum vin la națională, de fapt, cu ceea ce sunt, au pregătit la club, cât de pregătiți sunt de la club. La națională, dar... mici detalii se mai lăsă. Noi ne bucurăm oricum că asta a fost culmea. Ne bucurăm că echipa a făcut un meci bun și atunci să sperăm, asta e culmea, să sperăm că peste 6 luni când se vor relua meciurile pentru campionat, echipa va reuși să facă un meci la fel de bun, cu echipă de rezerve care erau deja calificați și veniți în vacanță, ca să zic așa. Da, asta este mentalitatea în primul rând. Că unii plecată de sus de acolo nu îți dă favor, nu îți dă încredere și faptul că poți să faci o... Bă, nu spune nimeni nimic, nu poți, dar alergi, nu dai peste picioare, ești te elimină prin vițul. Nu vreau să mă refer la cine. Așa că... Ține ție, ești la echipa națională, te bați până cazi acolo un lat, măcar știi că ai făcut ceva, ai alergat, dacă... dar nu, este grav din punctul meu de vedere ce se întâmplă și din perspectiva este tragică, ca să zic așa. Dar 6 puncte în marche scoatem din dubla aceasta, da? Andorra, Belarus. Să scoatem 6 puncte? Doamne ajută, ce să spun, te rugăm și noi, dăm pe credință, că vă că... Eu nu cred că dăm, dacă ajungem să dăm acatiste pentru dubla asta, ce facem mai încolo? Ce să facem, nu vedeți că se demonstrează că te rogi la Dumnezeu și ai rezultat. Te rogi la Dumnezeu să piardă de echipă și să ai cu rezultat. Ești credincios, asta este. O avea, doamne, alte probleme. Dar... important este să fim noi sănătoși, să scăpăm de... necazuri care sunt pe jurul nostru, care fotbalul e pe planul 2. Domnule Tudorel Stoica, vă mulțumesc tare mult pentru amabilitate, multă sănătate, să ne auzim cu bine. Toate cele bune, sănătate și respect. La revedere, emisiune plăcută și vă mulțumesc. Vă mulțumim tare mult.